Servicii de o mai mare calitate pentru persoanele juridice din capitală și angajații administrației publice locale. Asta promite Agenția Servicii Publice odată cu deschiderea unui nou oficiu cadastral în centrul orașului. Acesta a fost închis după lansarea centrelor multifuncționale, dar din cauza supra-solicitării acestora a fost redeschis. Noul oficiu cadastral se află pe strada Armenească. Persoanele juridice au acces aici în baza programărilor în zilele de lucru de la 8:30 până la 16:30. Aici pot veni agenții economici care au de perfectat cel puțin 5 documente sau au nevoie de acte noi în regim de urgență. De restul solicitărilor se ocupă centrele multifuncționale. Decizia de a redeschide acest oficiu a fost dictată de volumul mare de muncă pe care îl presupune de servirea persoanelor juridice. Cererile în proporție de 30% sunt din partea mediului de afaceri și din partea autorităților publice, locale sau centrale, în dependență de categoria de servicii. Însă timpul acordat pentru oferirea acestor 30 de servicii este invers, este 70% de timp trebuie să acordăm acestor clienți. Clienții sunt, noi le spunem clienți mari, pentru că ei sunt care au mai mult de 5 bunuri imobile pentru a efectua înregistrări, modificări. Reprezentanții instituției promit că odată cu deschiderea noului oficiu va crește calitatea serviciilor acordate, iar cozile și timpul perfectării actelor se va reduce semnificativ. Și asta pentru că persoanele juridice vor fi deservite separat de cele fizice. Pentru mediul de afaceri sunt mai multe solicitări, avem mai multe ghișei. Pentru administrația publică, locală sau centrală este un alt birou separat și un alt spațiu mai mare, pentru că de obicei, făcând analiza aceasta, reprezentanții autorităților locale sau centrale neapărat vin cu cineva, cu suport, fie inginerul cadastral sau alt specialist în domeniu. Diana Chiha este reprezentantul unei companii locale de construcții, iar darea în exploatarea unui nou complex locativ presupune perfectarea 10 de acte. Până acum asta se făcea destul de greu, spune femeia. Eram limitați la un anumit număr de cereri care puteam să le executăm, să alegem centrele multifuncționale la care putem să mergem și la care trebuie să facem programarea, care câteodată era și peste 3 săptămâni. De aceea deschiderea unui centru anume specializat pentru prestarea serviciilor persoanelor juridice ne ușurează foarte mult munca. Din cauza pandemiei, în prezent, numărul de oameni care au acces în sediul oficiului cadastral este limitat. La intrare, tradițional, este măsurată temperatura fiecarei persoane și toți sunt obligați să poarte mască.